La mulți ani, oameni buni, într-un an, cum era 2020 sau 2020, în acest an pe care sperăm să-l vedem și să-l simțim mult mai profund în bine, vă salut, vă urez să aveți un an extraordinar, așa cum vi-l doriți și așa cum îl merităm, spun eu întotdeauna, pentru că e după faptă și răsplată, cred că ar trebui să se aplice din ce în ce mai des oriunde în lumea asta. Și salut pe această cale, cred că nu puteam să începem anul mai bine decât alături de un brașovean și de unul care a călătorit mări și țări. Și îl salut pe această cale pe profesorul Constantin Drăgan, corespondent Radio France International în Suedia acum. În Suedia. Bine v-am găsit la Secretele Brașovului și bine v-am găsit într-un, zic eu, an pe care aș vrea să-l ne-l imaginăm cum o să fie, către partea a doua a emisiunii. Dar în prima, cred că foarte mulți dintre cei care ne privesc acum între brașoveni își aduc aminte de Constantin Drăgan de la Radio Brașov, de la Radio France International în București, în România, în corespondent și așa mai departe. Și o să te rog pe tine să faci așa o retrospectivă a ceea ce, de când nu te-am mai văzut, că de o perioadă ai lipsit din peisajul brașovean. Deci, bun găsit tuturor și la mulți ani, absolut, iată că a început un nou an. Să sperăm că va fi un an bun, cel puțin vom face tot ce putem din punctul ăsta de vedere. Ce să zic? Păi, după ce, așa cum spuneai, am lucrat în România în diverse locuri, am trecut prin radio, prin televiziune, am lucrat la Universitatea Transilvania, am lucrat la Institutul Francez din București și așa mai departe. În 2010 am hotărât împreună cu soția mea să plecăm în Suedia. Ea este dentist, a primit o ofertă de job destul de interesantă și ne-am zis că am putea să încercăm. Dacă merge, bine. Dacă nu merge, într-o lună, două, putem să fim înapoi. Nu închide nimeni ușa, nu încuie, deci putem oricând să ne întoarcem. Iată, 10 ani mai târziu, aproape 10 ani mai târziu, 9 ani și jumătate, încă suntem acolo. Unii ar zice că e un semn bun, să sperăm, deci că este un semn bun. Ce am făcut? Păi, în primul rând, în momentul în care ajungi în Suedia și vii din altă țară, marea provocare este să înveți limba, prima. A doua mare provocare este să-ți găsești un job. Cu limba trebuie să o înveți, adică trebuie să faci eforturi la capitolul ăsta. Firma de recrutare care ne-a adus acolo ne-a oferit cursuri de suedeză, chiar foarte intensive, aș putea să spun, astfel încât am putut să sperăm să găsim un job. Am fost unul dintre norocoșii care și l-a găsit destul de ușor. A fost absolut un noroc. Locuiam într-un orășel mic, se numea Sävsjö. Așa. La școala din oraș aveau nevoie de un profesor de franceză. În general nu plouă cu profesor de franceză în Suedia. E nici cu elevi care să vrea să învețe franceză, nu plouă. Dar spre norocul meu era un post pentru 3 luni și jumătate. Profesoara titulară era în concediu de maternitate. Am aplicat, am obținut postul și am intrat așa ușor pe piața muncii, ceea ce ți-a însemnat un lucru foarte bun. În momentul în care ai deja un job, deja poți mai ușor să-ți găsești un altul, pentru că primești referințe. În cazul în care sunt bune, și în acel caz probabil că au fost bune, el s-a legat cu un alt job la o altă școală în orașul vecin, după care ne-am mutat noi la vreo 150 de kilometri, într-un oraș mare, trebuie spus mare. Trebuie spus că primul nostru oraș avea 6.000 de locuitori. E, când vin din București, unde erau 2 milioane de locuitori, și ajung într-un oraș suedez, liniștit, cu oameni de treabă, dar în care la ora 5 după amiază nu se mai întâmplă nimic. Nu te claxonează nimeni. A, că nu te... Care mașini? Mai sunt și mașini, să nu exagerez acum, dar realmente la 5, 5 și jumătate, 6 cel târziu, toată lumea este acasă, în familie, mănâncă, se uită la televizor, nu știu, discută, joacă jocuri de societate, știu eu ce fac. Cert este că nu sunt pe stradă. Atunci nu aveam copii, iar discuția clasică între mine și soția mea era cât e ceasul? 5 și jumătate. Și ce facem acum? Nimic. Ne plimbam pe străzi. Bun, lucrurile s-au rezolvat un an mai târziu, când am putut să ne mutăm într-un oraș de 100.000 de locuitori, unde locuim și astăzi. Un adevărat oraș, am putea spune. Buros se cheamă, este relativ aproape de Göteborg. E ce este în spate aici? Este cel aici, de acolo, da? Din spate, în vederea aeriană, așa, de pe deal orașului. Unde, într-adevăr, există și teatru, există și cinematograf, există mai multe posibilități. N-aș putea spune că e un oraș deosebit de animat. Adică orașele suedeze, în general, nu sunt deosebit de animate. Dar, oricum, ai ce face sau mai găsești ce să faci. Locuri pentru copii, între timp au apărut și copii, avem gemeni, un băiat și o fetiță, acum au 7 ani. Dacă îi întreb ce sunt, au o mică ezitare, după care spun că sunt suedezi, dar nu sunt 100% sigur că sunt suedezi. Oricum, s-au născut în Suedia. Spre mândria noastră vorbesc românește ca românii și suedeză ca suedezii. Râd de noi când vorbim suedeză și când nu pronunțăm exact cum ar trebui anumite cuvinte. Și
viața nu mai e plictisitoare, deci nu mai are cum să fie plictisitoare în aceste, în aceste condiții. Ce am mai făcut? Deci după ce ne-am mutat în noul oraș, evident o altă provocare să-mi găsesc un alt job unde nu mă cunoștea nimeni, iar am avut mare noroc și am găsit un job la o școală engleză, la o școală privată. Era un job de 100%, normă întreagă, predam franceză, era minunat, eram românul care preda franceză într-o școală engleză în Suedia, dacă asta nu-i mondializare, nu știu ce este. Și am stat 7 ani acolo, am plecat, principalul motiv este că școala aia era la 92 de kilometri de casă. Deci eu 7 ani am făcut naveta cu mașina, 92 de kilometri, asta înseamnă o oră în Suedia, deci nu e atât de mult. Și la sfârșitul anului, oficiul de taxe îți dă niște bani înapoi. Când tu locuiești într-un oraș și lucrezi în altul și cheltuiești bani pe benzină, pe autobuz, pe nu știu ce, primești o anumită sumă de bani ca să te încurajeze să nu stai acasă pe ajutoare sociale, ci să te duci să lucrezi acolo unde poți să lucrezi. Oricum, ai bătut milionul de kilometri. Am făcut un calcul rapid, așa, posibil, mental. Posibil milionul de kilometri, poate că nu. Sau 93 sute de mii de kilometri am făcut cu siguranță. 93 ori 300 de zile. Am schimbat două mașini, da? Pentru că l-am dat o mașină când merge 30.000, 40.000 de kilometri pe an, în 2-3 ani ar fi bine să o schimbi. Adică, da, am schimbat o mașină la un moment dat. Da, iar acum lucrez în orașul unde locuiesc, la Buros, într-o școală, o școală de stat, care are și părți bune și părți proaste, faptul că lucrez la stat. Muncesc un pic mai puțin, câștig un pic mai mult, deci... E mai bine. Din punctul ăsta de vedere, da. Nu e aceeași, să zicem... Este și provocări academice, adică elevii nu sunt la fel de motivați să învețe, nu toți, cel puțin. Aceea fiind o școală privată, elevii făceau alegere activă ca să meargă acolo. Deci vroiau cu adevărat să meargă la școala engleză. Asta e o școală de cartier, dar, mă rog, e foarte în regulă, deci nu sunt probleme. Foarte interesantă prezentarea ta, ca de obicei, plină de imagini pe care reușești să le creezi. Și cred că e foarte bună pentru la început de an. Exact asta este și ideea. Foarte multă lume stă și se gândește la început de an ce planuri să-mi fac, unde să mă duc acum. Să nu le facem idei că ar trebui să emigreze undeva, Doamne ferește. Dar mă gândeam așa cum a fost trecerea de la București, exact cum spuneai, da? De la... Până la urmă, lăsând la o parte și numărul de locuitori care este cum este, dar eu vorbesc de tumultul ăla ce se întâmplă în București și de partea socială într-o zonă și cu un oraș mai micuț, dar totodată și cu tot o altă cultură. Oh, da, cu totul altă cultură. În Suedia am învățat că nu trebuie să te grăbești niciodată, pentru că nimeni nu se grăbește. O să vezi foarte rar pe cineva alergând pe stradă. Iar în momentul în care ai o relație cu autoritățile sau cu o instituție și aștepți ceva, ai nevoie de o hârtie, nu o vei primi pe loc aproape niciodată. Va ști să aștepți câteva zile până îți vine prin poștă, dar ăsta este ritmul. Adică nimeni nu intră în panică, nimeni nu se enervează pentru că există anumite lucruri care durează. Nu, e normal, durează, așa cum nimeni nu se enervează când iarna, de exemplu, uneori ninge, nu în fiecare iarnă ninge tare, dar uneori ninge tare. Eu făcând naveta 7 ani pot să povestesc despre asta. După o nisoare puternică, șoseaua avea 2 benzi și era dezăpezită numai prima bandă. Și nici aia până la negru, dar era dezăpezită, era deschis drumul. Ei considerau că este suficient, adică până la urmă șoseaua funcționează. Pe mergi o bandă, mai încet. Mergi mai încet, dar știai că e iarnă, nu? Adică nu te aștepți să ajungi în același timp. Pleci mai devreme de acasă și vei ajunge la destinație. Nu îți face nimeni o criză de nervi pentru că nu e toată șoseaua deschisă sau că nu e la negru. Nu, mergi mai încet. Deci cam despre asta vorbim. Și da, într-adevăr, societatea suedeză are un ritm mult mai așezat decât societatea românească. În același timp, eu sunt un citadin, deci mie îmi plac enorm orașele uriașe. Printre orașele mele preferate din lume se numără Hong Kong, Singapore, New York, adică mie îmi plac orașele uriașe. Suedia nu este exact chiar un paradis din punctul ăsta de vedere, dar are multe alte părți bune care compensează. Până la urmă, toată țara nu are numărul de locuitori pe care exact l-are unul din orașele menționate. Da, da. Cum regăsești Brașov? Aș putea spune neschimbat și în bine și în rău. Deci, mi se pare că Brașovul este un oraș care în continuare arată bine, mult mai bine decât multe alte orașe din România. Venind cu mașina de la București la Brașov, treci pe Valea Prahovei, sigur, Sinaia e frumoasă, Bușterul e frumos, Predealul arată destul de bine, dar tot în rest, vezi că sunt foarte multe case care ar avea nevoie de îngrijire, care ar avea nevoie de întreținere, foarte multe locuri, în general, în care ar trebui să mai investească niște bani. Cine? Aici o altă discuție. Într-o țară ca Suedia, de exemplu, nimeni nu-ți zugrăvește casă. Ești obligat să o zugrăvești la 2 sau la 3 ani, să arate bine. Dacă nu arată bine,
Vei plăti o amendă. Dacă nu-ți permiți amenda, vindeți casa, mută-te la bloc, nu mai e de făcut întreținerea asta. Sunt foarte pragmatici. Nu zic că este bine. Zic că așa funcționează și de aia și Germania, și Suedia, și Franța, când te duci pe șosele, vezi case frumoase. Nu cred că neapărat sunt ei așa, trebuie neapărat să mi-o zugrăvesc. Le e teamă de o amendă pe care o să o primească, bănuiesc. Mi-aduce aminte asta de o hotărâre a Consiliului Local din Brașov, dată către final de 2019, prin care cei care nu își îngrijesc casele plătesc ceva majorat cu 500% sau până la 500%. Și a iscat foarte multe controverse și a sărit foarte multă lume. Cum? Adică de ce să plătesc eu mai mult? Păi uite că la alții nu numai că... Eu înțeleg ambele puncte de vedere. Adică până la urmă, omul zice, este casa lui, fac eu ce vreau cu... e casa mea, fac eu ce vreau cu ea. Da, dar vorba e că e în centru, era vorba de zonele... Aici este, deci, iar nu spun că este bine ce se întâmplă în Suedia, dar acolo, realmente, dacă ai o casă în centru pe care nu o poți întreține, ești invitat să o vinzi și să te muți undeva unde îți permiți să ori să o întreții, ori să fie la bloc, cum spuneam, ori unde să n-ai aceste provocări. Dacă sunt sau nu sunt de acord cu această abordare, asta e altă discuție. Până la urmă, fiecare are punctul lui de vedere la acest capitol, dar în multe țări se întâmplă așa. Așa este. Deci, cumva, îți sugerează ferm să-ți schimbi un pic opțiunea, pentru că e orașul lor. Da. Plusuri în Suedia față de România. Plusuri în Suedia. E o țară, obișnuit să spun, mai liniștită, mai așezată. Unor spun mai normală la cap, asta nu înseamnă că România ar fi normală la cap, dar la modul în care nu se schimbă legile tot timpul. Adică se mai schimbă, dar mă gândesc numai la legea învățământului în România. De câte ori s-a schimbat în ultimii 10 ani? Păi cam de fiecare dată când vine un ministru exact. Nou. Exact. Asta nu se întâmplă în Suedia. Bună, rea, se merge pe ea. Că pe urmă, după 10 ani, ne mai gândim, analizăm, vedem, ne-a plăcut, nu ne-a plăcut. Și nu vorbim numai de legea învățământului, legile în general. Nu sunt surprize. Dacă azi știu că trebuie să plătesc un impozit de nu știu cât pentru activitatea mea, asta nu înseamnă că mâine voi afla că de fapt nu era așa, că s-a mai introdus ceva. Uneori mai apar schimbări, dar nu atât de mari și nu atât de des cum apar în România. Deci la capitolul ăsta, da, cu siguranță. Și aia practic afectează întreaga societate. Că... cu siguranță afectează întreaga societate. Sigur, în Suedia este foarte bine să fii angajat, este un pic mai puțin bine să fii patron, pentru că vei plăti taxe foarte mari. Și în cazul în care un angajat nu este foarte serios, te va costa o groază de bani. Pentru că în primele, acum nu vreau să spun o prostie, dar în prima săptămână în care angajatul este bolnav, tu îi plătești salariul lui, mă rog, 80% cât trebuie să plătești, plătești tu. În a doua săptămână, cred că o parte tu și majoritate și o mică parte casa de asigurări. Practic, casa de asigurări plătește după 3-4 săptămâni. Deci în timpul ăsta tu ai un angajat care nu vine la serviciu și îl plătești. Sigur că există și abuzuri, sigur că nu toată lumea este foarte cinstită. Asta este valabil peste tot în lume. În Suedia, dacă ești bolnav sau dacă te doare capul, nu e niciun fel de problemă să suni la serviciu, să spui, mă doare capul, nu vin astăzi. Și nimeni nu te întreabă. O săptămână nu ai nevoie de niciun document medical. Dacă de luni până vineri. Dacă lunea viitoare tot ești bolnav, atunci se va cere să prezinți o dovadă. Dar primele 5 zile sunt pe încredere. Există totuși un punct. Prima zi nu ești plătit. Deci dacă eu sunt bolnav, în prima zi nu voi fi plătit. Asta ca să se descurajeze abuzurile. Cum spuneam, sunt oameni care profită de sistem, dar e foarte rar să vezi pe cineva în Suedia care și-a liber o zi pe motiv de boală. Că ziua aia, practic, nu vei primi niciun ban, de a doua zi vei fi plătit. Deci de obicei sunt bolnavi de la două zile, Deci, încolo. Practic, este un subiect pe care eu îl găsesc foarte interesant, la modul la care mie mi se pare că a oferi încredere omului este un prim pas și în societatea noastră, așa cum e ea, putredă și cum se consideră. Poate că tu știi, lucrând în învățământ atâta timp, a fost un experiment, n-a fost un experiment de fapt, a fost o întâmplare, după aceea a fost experimentul. În Anglia, la un moment dat, au fost două clase selectate în paralel, una cu copii mai buni, să spunem, și una cu copii mai slab pregătiți, care au fost inversate în primă fază dintr-o greșeală, pur și simplu, au fost inversate și copiilor celor mai buni, care practic erau în clasa slabă, li s-a spus în permanență că voi sunteți aia mai slab care trebuie să-i ajungeți pe aia mai bun și orele de predare au fost într-un anume fel și materia într-un anume fel structurată, iar clasei care se presupunea că e bună, dar de fapt erau elevii mai slabi acolo, li s-a spus tot timpul voi sunteți cei mai buni care trebuie să demonstrați, să faceți, să dregeți. Și după un trimestru când s-a constatat diferența de fapt și s-a văzut problema,
clasele ajunseseră să fie aproape echilibrate din punct de vedere al cunoștințelor. Foarte interesant. Asta pentru că celor care, după aia au fost și au urmat și experimentul, care a relevat același lucru. Deci dacă lași încredere omului, era vorba de copii, dar mă gândesc că la tot om, în permanență e la fel, trebuie să ia curs totuși un timp ca să obișnuiască. Până la urmă, ori dacă îi lași acest drept de a fi civilizat și corect, s-ar putea ca la un moment dat el să devină civilizat și corect. Dar dacă tu l-acuzi, și asta apropo din prima și cum se fac și la noi multe controle, vine controlul X și din prima el te tratează ca un hoț. Mm-hmm. Păi atunci ce te aștepți să găsești acolo decât un hoț? Da, e adevărat. Care e abordarea asta? Abordarea este că în Suedia nu există, vorbind de învățământ, nu există elevi muși, elevi slabi. Da. Este ilegal să împarți un grup pe criterii de nivel. Uneori se mai face acest lucru, dar se camuflează într-un fel sau altul, dar foarte rar. Realmente nu ai voie, pentru că se consideră discriminare. Interesant este, îmi povestea la un dat un amic francez și are dreptate, mentalitatea în Suedia este următoarea. Un om care a terminat școala și care este profesor universitar se întâlnește cu un fost coleg de-al lui, care să spunem că este, nu știu, sculer matrițer, și un al treilea îi întreabă, dar tu de ce nu te-ai făcut profesor universitar? Și răspunsul este, pentru că nu am vrut. Alegerea mea a fost să fiu sculer matrițer, nu pentru că n-am putut. Deci nu există, în Suedia nu există nu pot. Există am ales să fac asta. Sigur, e mai mult sau mai puțin discutabil ca punct de vedere, corect, dar se acordă un mare capital de încredere și sunt toți tinerii sunt încurajați să se dezvolte la capacitatea lor maximă. Fiind vorba de oameni, sigur, la un moment dat unii o fac, unii n-o fac. Să le dea capital de încredere este minunat în momentul în care și acel tânăr are simțul responsabilității și se gândește la viitor. Altfel îi dă un capital de încredere și nu prea știe ce să facă exact cu el. Dar, într-adevăr, din punctul ăsta de vedere, gândirea e mult mai pozitivă în Suedia. Deci toată lumea este bună, toți sunt la fel de buni. Toată lumea trebuie să aibă șansa să se dezvolte. Și mulți profită de ea, sigur, la modul pozitiv, vreau să zic. Ceea ce nu se întâmplă în România, clar. Povestește-ne puțin despre corespondențele pe care le-ai făcut la Radio France vis-a-vis de Suedia, legătura cu România, nu știu, una, două, care ți se au fost par destul mai de multe, destul de multe. Deci, înainte să plec în Suedia, am lucrat din 2000 în 2004, deci nu chiar înainte să plec în Suedia, am făcut programul matinal la Radio France Central, Delta RFI se chema atunci la București, așa. Ceea ce m-a făcut să păstrez o relație foarte bună cu oamenii de acolo. Și în momentul în care am ajuns în Suedia, m-au întrebat, nu vrei să ne faci niște corespondențe? Păi zic, sigur că vreau. Mi-am cumpărat un microfon bun, mi-am cumpărat o placă de sunet, mi-am făcut în Debarau un mini-studio cu izolație pe care am putut eu să o cumpăr așa, sună binișor. Și am început să caut subiecte. Recunosc că în primii 2 ani mi-a fost foarte greu să găsesc subiecte. Totul era atât de liniștit în Suedia, nu erau greve, nu erau probleme, nu erau conflicte. Despre ce să vorbești ca ziarist? Venind din România, unde tot timpul este ceva, la fel ca în Italia, la fel ca în Franța, se întâmplă lucruri, acolo mă întrebau, dar despre ce ne vorbești? Zic, mă, nu știu despre ce să vorbesc, pentru că nu vreți să vă spun că oamenii merg la serviciu și că pe unul se duc acasă și mănâncă și se uită la televizor și a doua zi se trezesc chiar, iar în weekend mai fac o plimbare cu bicicleta. Adică asta nu cred că vă interesează. S-au schimbat lucrurile între timp, nu e o țară agitată nici astăzi, dar prima dată, primul val, au fost cercetătorii din România, care au descoperit Suedia. Și au umplut străzile Suediei, realmente, cred că în toate orașele, în 2013-2014, au apărut cercetătorii. O imagine care i-a șocat pe suedezi, pentru că ei mai văzuseră cercetători, dar văzuseră când și când câte un marginalizat al societății, de obicei la alegerea lui, un suedez care nu vroia să se încadreze în tipare. Afară sistemului, da. Exact. Și care de obicei mai era și alcoolic, nu întotdeauna. Deci, dar îi știau, dar erau rari. În momentul în care în fiecare oraș au apărut 10, 20, 30, 70, 80. Cu apucături diferite, pattern diferite. Nu făceau nimic, stăteau și cerșau. Deci, practic, dar imaginea în sine i-a șocat. Evident că a apărut un mare sentiment de compasiune. România a fost condamnată pe toate canalele media și de toate părțile politice, că nu are grijă de proprii cetățeni, că îi discriminează, așa. Lucrurile au mers și au primit foarte mulți bani în momentul ăla. Deci cercetătorii primeau foarte mulți bani de la suedezi din motive de compasiune, de milă, asociațiile îi ajutau.
Sigur că 7 ani mai târziu, imaginea nu mai este aceeași, s-au obișnuit cu această imagine. Ceea ce face să dea mai puțin bani în momentul ăsta, semnificativ mai puțin bani. Și atunci, și numărul cercetătorilor a scăzut. Încă mai sunt unii dintre ei care vin în Suedia, care câștigă bani puțin. Motivele sunt, odată, nu mai există această generozitate generalizată, plus că, și asta poate să pară amuzant, în Suedia cash-ul dispare. Există în continuare, dar din ce în ce mai puțin oameni au bani în buzunar, au carduri. Cum poți să cercești dacă cineva nu are decât card? Ce o să-ți dea? Stai cu POS-ul. Stai cu POS-ul, poate, da. Chiar asta spuneam și suedezii cu care am vorbit. Eu și asta o întrebare. Cât de mult mai poți să cercești în Suedia atâta timp cât oamenii nu mai au bani? Nu mai au bani cash în buzunar. Ăsta a fost un subiect. Sigur, am făcut multe alte subiecte. Am făcut despre refugiații care au apărut în Suedia. Acum vreo 3 ani, Suedia a primit vreo 100 și ceva de mii de refugiați. Ceea ce este uriaș, la o populație de 10 milioane de locuitori, de 9 milioane și ceva de locuitori era atunci. A semnat integrarea, a însemnat iarăși, extrema dreapta a crescut, ca de altfel în marea majoritate a țărilor Europei, crește în continuare de altfel. Suedezii nu o să spună niciodată, nu o să se certe cu tine. Dar ce gândesc în spate, n-ai de unde să știi. Și surprinzător sau mai puțin surprinzător, la fiecare lege de extrema dreaptă crește. Nu este o extremă dreaptă îngrozitor de vehementă, dar, într-adevăr, are niște idei cu care restul nu sunt foarte de acord. Mai nou în politica suedeză, un mare partid de dreapta, pentru prima dată, a anunțat că va colabora cu partidul de extremă dreaptă, care și el este foarte mare. Până atunci erau extrem de nefrecventabili. Extremă dreaptă, nimeni nu vroia să facă vreo coaliție cu ei. Deja sunt discuții între dreapta și extrema dreaptă și de vreo câteva săptămâni se tot vorbește cum s-a putut ajunge până la nivelul ăla, adică chiar să discutăm cu extrema dreaptă? Dar eu răspund, este extremă dreaptă, dar nu ne gândim la naziști sau la lucruri îngrozitoare. Dar este extremă dreaptă și are niște idei care sigur nu sunt exact ceea ce ar trebui să fie. Mă gândeam acum în timp ce povesteai că acolo lumea zice către dreapta oarecum normal. Ea fiind o țară de stânga, de stânga este la putere în Suedia. Da, dar în momentul în care se întâmplă anumite lucruri, e normal ca să reacționezi. Sunt foarte mulți imigranți care votează cu extrema dreaptă. Se spune. Imigranți au făcut niște sondaje. Imigranții care au venit de mult și care acum sunt probabil, bănuiesc, deranjați de anumite lucruri care se întâmplă. Ei știu și vor să se protejeze probabil într-un fel. Nu știu, e o întrebare bună. Nu am un răspuns la asta. Dar, într-adevăr, se pare că sunt, nu majoritatea, dar sunt și imigranți care votează cu extrema dreaptă. Ceea ce e ușor surprinzător. În mod cert, da. Mă gândeam cum a fost sistemul în România, pentru că am avut foarte mulți ani la noi cu guvernare de stânga, dacă ne luăm după Revoluție vorbind. Bună, rea, până la urmă, guvernările ăstea care au fost aici au produs acești cerșetori care au ieșit afară. Adică asta nu putem să negăm. Acum nu putem să aruncăm mina pe stânga sau pe dreapta, da. E interesant totuși, e interesant abordarea și e interesant, ai spus la un moment dat o frază la care eu cred că foarte puțin români se gândesc. Adică, cum adică guvernul României nu are grijă de cetățenii lui? Da. Eu nu cred că sunt mulți români care să vadă lucrurile astfel. Adică ce guvernul trebuie să aibă grijă de mine la modul ăsta? Adică noi nici nu ne așteptăm ca guvernul României să aibă grijă de noi. Întrebarea pe care o pun Suedia este cât de rău le ia acelor oameni în România ca să ajungă în Suedia, unde să stea iarna la minus 5, minus 10 grade pe trotuar și să cerșească. Adică asta este ceva îngrozitor și singurul motiv pentru care suedezii îl găsesc, cel puțin la o primă gândire, la o primă abordare, este, cred că este îngrozitor în România dacă ei preferă să facă acest lucru. Eu am vorbit cu ei. Pentru foarte mulți, nu zic că pentru toți, dar pentru foarte mulți suedezi este doar ultima destinație în care au cerșit. Foarte mulți au vorbesc spaniolă, vorbesc pentru că au trecut prin Spania, prin Italia, prin Franța, prin Norvegia. Deci au fost. Dar bine, asta nu înseamnă că se simt foarte bine în România. Deci... asta în mod cert. Bun, a trecut foarte repede timpul cu Constantin de Gran Drăgan la Secretele Brașovului. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la Secrete. Cu mare plăcere. Și te aștept ori de câte ori treci pe aici, pentru că experiența asta de viață și modul cum vezi lucrurile
cred că s-ar putea să nască, poate, de ce nu, întrebări și să găsim și chiar soluții bazate pe povești și pe discuții, pentru că, până la urmă, nu trebuie reinventată roata. Nu sunt o referință în materie, cu siguranță nu sunt. Sunt doar o persoană care a locuit destul de multă vreme în afara României. Da, și asta, cred eu, contează, pentru că, dar pe lângă asta, contează foarte mult că ai locuit în Brașov și că cunoști și ceea ce se întâmplă în România. Dar eu vin în România foarte des, adică de câteva ori pe an cu siguranță și tot timpul, acasă tot aici este. Da. Adică sigur că locul este acolo, locuim într-un apartament, dar da, când mergem acasă, mergem este în România și venim cât de des putem, realmente. Da. Bun, mulțumesc și să și ai un an excelent. La fel, mulțumesc. Oameni buni, o scurtă pauză la secrete și ne revedem.